Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Survivor All Stars 4 aprilie Are loc o nouă eliminare din echipa faimoșilor. Ștefania Stănilă a câștigat imunitatea personală. O nouă eliminare are loc astăzi la Survivor All Stars, în ediția difuzată în această seară. Faimoșii au pierdut jocul de imunitate al săptămânii în fața războinicilor. Astfel, un concurent de la Faimoș va părăsi competiția. E un scor umilitor, nu mă așteptam să se întâmple asta fix la jocul pentru imunitate, a declarat Ștefania Stănilă, după ce echipa ei a pierdut cu scorul de 10 la 3 jocul de imunitate de aseară. Înfrângerea dură a echivalat cu o continuare a șirului de victorii pentru războinici, care se apropie de acea manita atât de dorită. E o zi splendidă pentru noi și nu pot decât să mă bucur, menționa Iancu Sterp, încântat de perioada bună a tribului albastru. În ciuda înfrângerii suferite la joc, Ștefania Stănilă a reușit să se remonteze rapid și a câștigat, pentru a doua săptămână la rând, imunitatea personală, care îi dă șansa să aibă un consiliu liniștit, dar și un vot în plus. Ce se întâmplă în această seară la Survivor All Stars? pe lângă jocul de recompensă extrem de important, care le-ar putea salva săptămâna plină de înfrângeri, pentru faimoș urmează un consiliu important, unul în care se vor da cărțile pe față și se vor discuta sincer multe dintre problemele resimțite în echipă. Am spus că o să mă duc cu oricine la duel. Scăparea e doar să plecăm acasă și acolo își vede fiecare de treaba lui, va afirma cumva resemnată Ana Pal. Rămâne de văzut ce surprize îi așteaptă pe concurenții în această seară, cine va ajunge la duelul de eliminare și care va fi rezultatul.